La ședința ordinară, v-am mai spus și marți, la ședința trecută, o să inițiem un proiect pentru Alinul Moldoveanu, facem cetățean de onoare și totodată să-i acordăm și o sumă de bani. Propunerea a venit și din partea grupului USL și cred că și dumneavoastră sunteți de acord. Ne reprezintă cu cinste, așa că în ședința ordinară o să avem un astfel de proiect. Vă mulțumesc frumos! Da, s-a propus o sumă de 20.000 de lei. Da. Bun, haideți, nu e mai important ca propusul SL-ul să nu. Noi am discutat cu toți, nu vreau să se creeze confuzie, dar discuția a avut loc astăzi. Nu credeți, am delectat de grup. Domnul consilier, haideți să fac eu precizarea. Discuția a avut loc astăzi de ședință cu domnul primar, întrucât am avut o discuție și cu președintele Consiliului de Țară astăzi. Și dumneavoastră a spus că va acorda din partea Consiliului Țară, va propune Consiliului Țară acordarea sumei de 30.000 de lei și noi, dacă sunteți de acord, să-i dăm 20.000 de lei, așa fel încât împreună să facem 10.000, aproximativ 10.000 de euro. De asta a fost anunțul pe care a făcut domnul primar astăzi și în acest context. Nu dorim sub nicio formă să ne asumăm noi propunerea asta neapărat, e o chestie care a spus de la tot Consiliul Local. Da, așa și așa. Da. Trecem pe toți. Dacă permiteți, ca dovadă că primarul a făcut această propunere și nu cineva din nostru. Da. Mulțumim, domnule.